Bună tuturor! Am vrut să fac acest video de foarte mult timp pentru că am fost întrebată ce folosesc pentru a învopsi părul. Pentru că eu locuiesc la țară, nu am cum să-mi cumpăr sau să-mi dau de fiecare dată comandă de pe net de vopsea de păr de culoare ciudată, așa că m-am interesat pe net și am văzut că se poate să-ți vopsești părul și cu chestii de la farmacie. Primul este violet de gențiana. Se poate găsi în orice farmacie, este 3,50 lei și cred că se poate folosi pe orice tip de păr, inclusiv cel destul de închis. Negru chiar nu știu dacă se va vedea ceva, dar este destul de puternic, deci nu se știe niciodată. Eu un alt folosesc diluat cu balsam, nu apă, pentru că îmi face părul destul de aspru. Deja al meu este aspru și gros. Puteți să folosiți violetul de gențiana și pentru a vă face părul gri. Dar înainte trebuie să fie un blond foarte, foarte deschis. Deci dacă vreți să vă faceți gri și aveți părul de culoare închisă, vă sfătuiesc să mergeți la un salon să vă decolorați. Cred că va fi nevoie chiar de două decolorări. Acasă, în niciun caz să nu faceți pentru că vă puteți arde părul îngrozitor. Și după ce vă faceți un blond foarte deschis, diluați foarte mult violetul cu balsam și apă până chiar la un lila, cred. Și vă dați pe păr cu el și se va face gri. O altă soluție ar fi albastru de metil, dar să vă spun sincer, este puțin mai complicat. Albastru de metil, dacă îl diluați, bineînțeles, niciodată să nu puneți niciunul din acestea din sticluță. Dacă îl diluați și îl puneți pe păr, poate deveni verzui. Chiar dacă îl puneți pe păr și devine albastru, sigur după o spălare este verzui. De aceea eu una nu prea îl recomand. Ambele soluții pătează destul de mult, deci dacă le folosiți, să aveți grijă să aveți mănuși neapărat și dacă cumva vă vopsiți tot părul, să vă puneți pe lângă față o cremă sau orice chestie grasă ca să vă puteți șterge după. Cam să vă spun ce am folosit eu pentru acest albastru. Sigur, este albastru de metil, dar trebuie neapărat să puneți și puțin violet de gențiana, altfel va deveni verde închis după două spălări, cred. Ar veni cam 3 părți albastru de metil și o parte violet. Plus mult balsam. Dacă nu puneți balsam împreună cu aceste soluții, vă va face părul destul de aspru, greu de pieptănat și chiar nu vă sfătuiesc să folosiți direct din sticluță. Soluția făcută pentru această culoare, eu mi-am pus-o în balsam. Mai am cam până aici, pentru două vopseluri, cred că mi-ajunge. O problemă, să zic așa, ar fi că eu înainte am fost decolorată. Deci nu știu sigur dacă și vouă vă va ieși același albastru sau va fi mai închis, mai deschis. Dacă folosiți metoda mea, să aveți grijă, pentru că s-ar putea să pătați și perna. Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să nu mă spăl bine, bine după ce mă vopsesc și să-mi găsesc dimineața următoare perna albastră. Deci aveți grijă! Sper că v-am ajutat și dacă aveți întrebări, puteți să comentați, nu e nicio problemă. Și dacă cineva încearcă, chiar aș vrea să văd dacă puteți să-mi trimiteți poze sau ceva, nu ezitați! Pa, pa! Dacă mai știu ce să mai zic.